Bună ziua, dragilor, și bun găsit pe mine! Bun găsit la întâlnirea cu Prof Online! Iată-ne din nou la stupine, dragilor, și îți amintești, Gigi, că am stat de vorbă ultima dată cu Traian de la Vâlcea, când am făcut filmulețul acela. El a venit și a cumpărat niște familii de albini și atunci am gândit proiectul care să însemne relansarea apiculturii, ba mai mult, zeci de mii de locuri, spuneam atunci. E vorba de cei care drăgesc familia de albini, n-au posibilități, am gândit un proiect, îl vedeți în filmulețul acela, dragilor, cam care sunt pașii de parcurs. Sper că să reușesc să atrag atenția celor care sunt factorii decizionali. Acum, spuneam că Biostupuț oferă șanse imense și la cules, dacă ai albine și timpul permite și să faci ceva, vara asta a fost o cumulare mai caprijoasă. Toți apicultorii se plâng că au mutat albinele de colo-colo și n-au reușit să facă mare lucru. Acum, eu am folosit biostupul la ceea ce înseamnă să conserve albina, să nu roiască. La foarte mulți albina a ajuns la nivelul de dezvoltare, neavând treabă, a și plecat foarte mult, spațiul nu ai la îndemână, nu știi cum să procedezi. Iată ce am reușit să fac aici. Deci, am tras matca din față, am crescut ușor, ușor, să spunem, de plecând de la un nucleu, au fost trei aici, hai să ne amintim, trei au fost. Am luat doi din ei, au rămas unul singur, s-a dezvoltat, am crescut în spatele grilei, deci am populat și în spatele grilei și acum am tras matca, dragilor, am tras matca din coace de grilă și spațiul din față l-am despărțit în două cu o diafragmă. De ce? Mai întâi am lăsat câteva zile de au pornit bocile, dar atenție, nu-i vorba de boci de roire, nu-i vorba de boci de salvare, ci am sesizat momentul acela când el dorea să facă schimb liniștit. Și eu atunci am fructificat momentul respectiv. Deci când am văzut că au început să fie bocile acelea în care erau ouă proaspete puse în minciunele, hai să le spunem așa pentru început, am spus gata, acesta e momentul pe care trebuie să-l valorific. Chiar dacă au plecat cu gândul spre roire, dar fiindcă nu au pornit un număr de 20, 30 de boci, 40, că el în câteva etape sunt la 70-80 de boci. Și practic se întâmplă ca lăptișorul de matcă să nu mai ajungă. Și atunci el împart încât ajung la unele din boci și voi apicultori l-ați văzut. Sunt boci atât de slabe ca dezvoltare, încât acolo, dacă iese printre primele, aceea este matca pe care, mă rog, roade tot, face tot o blestemăție. Însă, în clipa în care am pornit treaba aceasta, am tras matca în spate, am pus iată, colectorul de varoa, acest rănitor, pentru că a fost o perioadă destul de urâtă, a trebuit să mai stimulăm ca să ținem matca în activitate. Ei, și iată, dragilor, avem acum chiar a doua recoltă de boci, de masculi, de trântori. Trebuie să mă uit cu foarte multă atenție să nu fie matca pe aici pe undeva. Dar, dragilor, se vede Gigi că să arătăm prietenilor noștri că sunt larvele în creștere, sunt la 7-a zi, la 8-a zi. Iată, pe partea asta au și început să căpăcească, dragilor. Deci vedem aici că au început să căpăcească. Da? Deci avem o recoltă foarte bună de varoa, hai să zicem așa. Dacă o mă las câteva zile, atunci voi avea posibilitatea să-i fie încheiată complet, la un cap la altul. Iată aici, ca și dat drumul la o botcă, așa asta vă spuneam de multe ori, este un semn pentru mine, că undeva el a început și este, nu numai el, este cu larvă.
Ia uitați-vă, dragilor. Deci aici este larva. Da. Da, se vede? Larva se vede. Da, da. Se vede larva acolo, lăptușorul de matcă. Și asta e semnul că în felul ăsta noi știm foarte bine că are de gând să roiască. Și-a produs în gând chestia asta. Deci asta este un semnal foarte bun. Este joja, de vă spuneam. Și colectăm varoa și ne dăm seama ce este în interior. Nu trebuie să mai mă frământ cu alte... Nu tatonez, nu rupi familia, nu nebunit acolo alergi prin familie și tot o deranjezi. Cu cât o deranjezi mai puțin, cu atât mai bine. Acum, însă fiindcă s-a anunțat că vom avea o perioadă de vreo câteva zile numai cu ploi. Da, așa s-a anunțat, da? Până pe așa. Luni, cumva. Pentru luni, marți, nu știu ce, e o perioadă foarte grea. Dacă aici noi am pus cei doi făgurei, dacă nu avem hrană, deci dacă nu avem hrană, e o problemă complicată. Matca nu mai e ouă, nu mai crește făgurelul, deci e o problemă dificilă. De aceea, în vizita care o facem acum, fiindcă s-a ajuns la nivelul acesta, am și despărțit, noi știm foarte bine că avem bot și în stânga și în dreapta, totul este rezolvat aici, mă frământă să nu cumva să rămân fără mâncare aici, în buzunărel. Și atunci, te rog să arăți că diafragma este întredeschisă. Da? Deci da. Matca albina a circulat dintr-o parte în cealaltă, a asigurat densitatea și de albină și aici în buzunărel, pentru că, dragilor, trebuie să vă spun foarte clar faptul că am lăsat așa asta, m-am gândit la faptul că albina poate circula, populează, vine după matcă, da? Dacă n-aș fi pus deloc diafragma, deci dacă n-aș fi pus deloc diafragma, matca se putea duce și în spate. După ce am tras-o aici în față, în buzunărel, ea se duce iar de acolo la loc. Și am găsit-o așa, nu? Situații de acestea. Da, pleacă înapoi. Da. Pleacă înapoi, sigur că da. Și face treaba aici pe ce i-am dat să facă și când termină în câteva zile, se duce acolo pentru că are spațiu pregătit și totul este perfect. Eu mi-am propus să fac practic. Să fac ce? Înmulțirea simultană cu dezvoltarea. Și dacă se poate, chiar cu când am producții, să pot să și adun. Catul este pus deasupra, în sfârșit am lăsat acolo două fante deschise pentru ca albina să circule în cat, da? Când măcile vor ieși, vom avea grijă ca mă rog, dacă catul nu are de ce să mai stea acolo pentru o perioadă de timp ca să pot asigura fecundarea măcii și să nu mai apară stres, cumva să mi se duc pe partea cealaltă, eu pot să renunță la cat și doar am închis folia și gata, știu sigur că este totul rezolvat. Acum, suntem în etapa în care cercetăm să vedem ce e cu buzunărelul. Deci, colectarea este foarte bună la varoa. Urmează, dragilor, să-mi închid complet diafragma. Deci diafragma nu mai are rost să mai stea. Pentru că... deci o închidem. Ia să vedem. Matca trebuie să fie pe aici. Obligatoriu. Ea n-a putut trece dincolo prin... Da, ia uitați-o. Vă spuneam că o găsim 100%. Aici este matca. Deci ea este în activitate, are zonă de lucru. Albina a venit o parte din doica, din partea cealaltă, care nu mai avea ce face. A venit aici, a asigurat dezvoltarea și acestui compartiment. Vreau să vedem foițele, două foițe. Noi am pus două rame, ții minte, deci da. Puneam două rame, două rame și puneam două sau trei foițe, depinde de cât spațiu. Asta este modelul de biostup din varianta, prima variantă făcută de Viorel, cu doar 5 rame în spate. Acum sunt 6 în compartimentul acesta, deci avem spațiu mai bun, cu o ramă în plus se cunoaște. Vreau să vedem exact ce avem aici. Așa. Ia să... Am aici, ca și cuțitașul. Am înțepat un pic, dar nu e nimic, așa suntem. Apicultorul trebuie să se obișnuiască cu ideea că prinde și înțepături. Deci, dragilor, am
Îl cercetăm și o ramă de aceasta. Deci, repet, mă interesează să am și hrană. Pentru că acum, în perioada aceasta, dacă de 3-4 zile, dacă aici este gol, va trebui să mă împrumut în spate. Da, asta este o oată. Deci matca și-a făcut treaba aici. Este ouă proaspăt, cu ouă proaspăt, făgurelul este construit. Îmi dai seama aici că a pornit un pic pe coroniță și a putut să găsească la salcâm câteva ferestre. A construit asta, să faci un efort foarte mare, să știi. Deci creșterea unui făgurel nu înseamnă o investiție deosebită. Este și cealaltă construită. Ca să nu mai întindem vorba, dragilor, mă frământ repede cu această problemă, să închid diafragma complet de acum. Nu mai am treabă cu ea, nu o mai las deschisă. Deci, ce fac? Vreau să mă etanșez. Așa. Acum trebuie să folosesc un pic de fum. O să folosesc îndată, dar pentru voi, dragilor, ca să înțelegeți, asta e o diafragmă mai veche, din varianta aceea de început. Acum, Viorel au reușit să pună la punct diafragmele acestea din plastic și totul este rezolvat, perfect rezolvat. Așa. Oprit cu niște pioneze ca să am treaba rezolvată. Nu mai deranjez albina ca să... Iată. Ochiurile sunt scrise, închise, totul este rezolvat. Am rezolvat deși etanșetatea și acum voi veni cu ramele acestea. Deci îmi las hrănitorul la margine ca să am acces mult mai ușor la el. Că, dragii mei, în perioada care a circulat albina și a venit în partea asta, după feromonii mărcii, sigur că am avut șansă să mai vină și cu eventual femeile de varoa. Da, cu femeia de varoa în spate. Ele au intrat în partea asta și sigur că acolo poate am colectat și varoa din partea asta din față. Dar nu uitați că am avut deja o recoltă făcută din partea din față cu făgureul acela de varoa. Da? Deci da. Acum suntem la al doilea făgureu. De ce urmărim? Deparazitarea și înmulțirea pe sezonul acesta care e acum. Și nu pierd albina. Deci nu-mi roiește că la momentul în care am retras-o aici, i-am dat de lucru, ea s-a potolit. Nu mai are gânduri de aceste diroieri. Acum, deci spuneam încă o dată că mă frământă să văd dacă am hrană și am constatat că avem pe rama aceea hrană. Dacă nu aș fi avut deloc hrană, m-aș fi dus în spate, aș fi luat o ramă cu miere. Dar sper să în aceste 2-3 zile să se poată descurca. Deci nu fac altceva decât să împing și ramele astea în față, dragilor, și să-mi... Ia să o vedem și pe aceasta. Aceea este în creștere. Ca să vedeți că așa este. Deci cele două foițe, una a fost crescută și o altă, cealaltă de-a doua este în creștere acum. Da? Uitați-o, este clar că e pe jumătate crescută. Mă uitam dacă a și bătut matca aici. Nu, pe asta n-a bătut. Deci n-a ouat matca. Ne apropiem de ultima ramă. Noi am pus doar două rame și două foie aici. Și am adus din față hrănitorul acela care era crescut și chiar ouat. A continuat creșterea masculilor acolo. Și acum noi așteptăm încă să mai închidă o parte din ea. Da, uitați, asta este toată lucrarea făcută.
Să sperăm că aici rămâne un semnal de alarmă. Dacă ar fi, deci corect, ca să fiu cinstit, cum trebuie procedat ca să nu avem nicio emoție? Ar trebui să scot făgurelul ăsta. Dar, dragi, scoatem pe ăsta, îl scuturăm și să-i punem pentru orice eventualitate o ramă cu hrană. Da? Pentru că el are sarcină foarte mare de crescut. În câteva zile consumul e destul de mare. Și atunci ne mulțumim cu un singur făgurel construit și luăm o ramă cu hrană din față și punem pasta în locul ei. Deci, o ducem pasta care are puieta, ați văzut-o, lângă și aducem o ramă din față cu hrană. E să folosim o leacă de fum, că se pare că ele ne... Nu sunt așa din cântate de ce le facem noi. Acum e timpul. E ploios, albina toate acasă. E complicat așa. Dar pentru voi, dragilor, fac acest lucru ca să înțelegeți bine, foarte bine să înțelegeți cum anume trebuie procedat. Pentru că Traian m-a sunat și mi-a spus: domn profesor, știți ce a făcut? N-am știut exact când să intervin, cum să intervin, și mi-a roit una. Numai că am prins roiul tot așa și l-am dus în spate, într-un compartiment. Păi, e făcut, cum să spun, ce trebuia să faci în mod natural, cum ți-am spus eu, ai făcut-o în pasul următor, adică ai așteptat să roiască și... Da, acolo este semn că ai avut albină foarte bună și că ai recuperat roiul, că ai fost pe fază. Dacă nu